Bună! Astăzi vorbim despre curățarea tenului în general și cu precădere vorbim despre curățarea tenului combinat sau gras, ca al meu, cu tendință de acnee. Ideea este în felul următor. Am uh, decis să fac clipul ăsta pentru că am primit multe întrebări de la voi despre cum îmi îngrijesc tenul și am vrut să încep cu îngrijirea tenului gras pentru că eu sunt un model deosebit pentru tenul gras și în principiu știu ce utilizez eu și momentan uh, astea sunt cele mai bune recomandări pe care pot să vi le fac. Vreau să precizez că Acestea sunt produse care au dat la mine rezultate, nu înseamnă că dau rezultate la oricine, doar că eu vi le recomand pe acestea pentru că știu cum funcționează și de aceea pot să spun câteva lucruri despre ele. Nu înseamnă că dacă voi le-ați utilizat au dat aceleași bune rezultate ca și la mine, la voi, dar sper să vă ajute clipul de astăzi în ideea de curățarea tenului. Și vreau să încep cu un lucru foarte important. Pentru că de cele mai multe ori mi se întâmplă să aud multe fete, multe persoane care vorbesc despre demachiere și spun că se demachează cu șervețele umede. Fetelor, vreau să precizez un lucru foarte important. Șervețelele umede, în special cele de demachiere a tenului, sunt niște instrumente care reprezintă o soluție de urgență. Adică sunteți pe avion, sunteți pe tren, sunteți într-o drumeție undeva pe munte și încă n-ați ajuns la cabana la care sunteți cazate. Astea sunt momentele în care să utilizați șervețele umede dacă simțiți că machiajul vă deranjează, vă incomodează și vreți să-l îndepărtați. Dar când ajungeți la destinație, utilizați un produs de curățare intens a tenului, adică un săpun, eu știu, un ulei de curățare și așa mai departe. De ce? Pentru că șervețelele umede nu au posibilitatea de a curăța machiajul și praful din porii de pe față. De aceea este important să știți că în timp dacă utilizați doar șervețele umede în demachierea voastră în rutina voastră de demachiere, vor apărea puncte negre, vor apărea puncte de grăsime pentru că sebumul nu este bine îndepărtat și de asemenea tenul va fi tern și nu va fi elastic, nu, nu va arăta deloc estetic. Astea sunt șervețelele umede, astea sunt rezultatele dacă utilizați doar șervețele umede. Rețineți, sunt doar niște instrumente pentru situații de urgență. Că am lămurit lucrul acesta acum și mi-am luat această piatră de pe inimă pentru că de mult vroiam să o zic, Haideți să vă spun cum îmi îngrijesc eu tenul și cum utilizez produsele de aici. Foarte important de precizat, eu nu le utilizez pe toate odată. Sunt doar niște produse care sunt în rutina mea, în special în rutina mea de seară și sunt produse pe care le alternez în funcție de situația tenului meu. Sunt unele produse pe care le utilizez chiar de săptămâna asta, două sau trei, au intrat în rutina mea săptămâna asta și vreau să vă zic că sunt super încântată de ele. În principiu, la câte produse testez, îmi cam dau seama ce funcționează și ce nu funcționează din primele două-trei zile, dar sunt produse de altfel altele pe care le utilizez de foarte multă vreme și care au dat în timp rezultate foarte bune. Repet, la mine au dat rezultate, nu înseamnă că și la voi, dar eu vi le recomand pentru că dacă nu știți ce să utilizați momentan, le puteți încerca, cel puțin câteva dintre ele. Am mai făcut un clip cu cei 5 pași minim de uh, îngrijire tenului, o să vi-l las în descriere pentru că acolo o să înțelegeți care este fiecare pas în parte și la ce ajută, dar eu o să o iau cam în aceeași ordine și o să vă spun care sunt produsele pe care le utilizez. Hai să încep așa, când ajung acasă seara și vreau să îmi dau jos cât mai repede machiajul, utilizez acest ulei. Ăsta a intrat în rutina mea de săptămâna aceasta și uh, sunt foarte încântată de el. Încep cu uleiul ăsta, dar vreau să vă spun că nu o să-l găsiți la noi. Dar există alte uleiuri de curățare la alte branduri la noi și bă, găsiți. Ăsta este un ulei pe care eu mi l-am dorit foarte mult, este din Japonia, de la brandul DHC, Deep Cleansing Oil se numește. Din păcate nu-l găsiți la noi, dar există și alte uleiuri de curățare la noi pe care le puteți găsi la alte branduri. Ce face uleiul ăsta? Eu îl aplic seara în palmă, două, trei picături, îl masez pe piele și are capacitatea de a dizolva machiajul și îl îndepărtează, îndepărtează chiar statul cel mai gros de machiaj. Bineînțeles, îl aplic și pe zona ochilor pentru că este foarte bun și pentru zona ochilor. Mai apoi, plătesc bineînțeles cu apă, dar eu am o chestie cu curățarea tenului și îmi place să îl simt eu și mai curățat și vin cu săpun de curățare care mi se pare mie că curăță și mai bine, da? E practic un double cleanse dacă vreți. Și îl utilizez pe acesta de la Cosarex, îl găsiți în farmacia Tei. Cele care nu aveți farmacia Tei în oraș puteți să căutați în online pe site-ul farmaciatei.ro și o să vedeți acolo și prețul lui și așa mai departe. Are un, un preț undeva în jurul la 35 sau 37 de lei sau 27, nici nu mai știu. Ideea este că este un brand corean are foarte multe review-uri bune pe YouTube dacă o să-l căutați. Se numește Low pH Good Morning Gel Cleanser. Are o dormire destul de lungă. Dar ca idee este un săpun extrem, extrem de bun. Curăță extrem de bine. Dacă nu vreți să utilizați ulei de curățare, puteți să-l utilizați pe acesta și este de ajuns și puteți să-l utilizați de două ori dacă sunteți nebune ca mine. Ce fac eu cu uh, săpunul? Îl aplic atât... Uh, prin masare cu degetele, da? folosesc mișcări de masare sau utilizez acest instrument de la Oriflame, se numește Skin Pro Cleansing System, este o perie de curățare rotativă, eu îl folosesc produsul ăsta de, cred că am 2 ani, da, cred că am 2 ani, i-am schimbat doar perile acestea pentru că odată la 3 luni trebuie să le schimbați, nu, nu, mai sunt la fel de bune și își fac, na, nu își mai fac la fel de bine treaba, dar eu le schimb odată la 3 luni și așa mai departe, îl găsiți în zi, la Oriflame. Nu mai găsesc cuvintele. Ok, vă spuneam că aplic săpunul, indiferent că îl utilizez pe ăsta, indiferent că utilizez altele pe care o să vorbesc acum, fie cu degetele, fie cu peria rotativă. Ce mai utilizez? Pe timp de vară l-am utilizat pe acesta de la The Body Shop, se numește t3 Skin Clearing Facial Wash, da, facial wash. Este un săpun care este extrem de uh, revigorant. Este cu ulei de arbore de ceai și vai de mine cât de mult împrospătează tenul și mi se pare așa că îi dă un, nu știu, senzația aceea de împrospătare, tocmai pentru că are mirosul acela foarte, foarte proaspăt de la uleiul de arbore de ceai și curăță foarte bine tenul, simt așa că scârție după ce l-am îndepărtat, după ce l-am clătit de pe ten. Foarte mult îmi place asta și chiar vi-l recomand, în special dacă aveți tenul combinat și sau gras și în special dacă aveți probleme cu acnea, uleiul de arbore de ceai vă ajută foarte, foarte mult. Și l-am mai încercat și pe acesta de la Gerovital din gama Stop Acne. se numește gel Spumant purifiant. L-am utilizat și pe acesta o vreme, acum în ultima vreme îl utilizează foarte mult Radu și îi place foarte mult că miroase foarte frumos, și se pare că lui miroase așa un pic masculin, ceea ce e super, pentru că oricum eu testez multe produse și n-am timp să le termin pe toate și el mă ajută foarte mult, îi place foarte mult să punul acesta de față. Ok! Și acestea sunt produsele pe care le utilizez efectiv pentru îndepărtarea machiajului și curățarea efectivă a tenului. Un lucru iarăși foarte important, cu ce ștergem fața după ce am spălat-o, după ce am îndepărtat săpunul sau uleiul de curățare a machiajului. Nu utilizați prosopul pe care îl utilizați când vă ștergeți pe mâini și în niciun caz prosopul care vă ștergeți pe corp după duș. Asta pentru că toate bacteriile care sunt acolo le veți muta pe tenul curat și mai ales dacă aveți probleme cu acnea, nu este deloc indicat. Ce fac eu este să utilizez șervețele uscate, sunt de unică folosință, le aplicați prin tapotare, îndepărtați apa, după care le aruncați. Puteți să le utilizați și pe cele de la bucătărie, acelea role mai mari, sau puteți să le utilizați și pe acelea în pachet. Important este să fie de unică folosință și să nu mutați alte bacterii pe tenul curat de pe prosoapele existente în baie, pe care oricum se așează praful că stau ziua aternate și așa mai departe. Nu utilizați astfel de prosoape. Mergeți pe varianta de șervețele pentru că este mult mai clean. Următorul pas pe care îl fac în ultima vreme de nu știu o săptămână, jumate, două săptămâni, până acum nu exista în rutina mea pentru că soarele a fost destul de puternic și nu am vrut să fac lucrurile acestea și nu vă recomand pe timp de vară să faceți peelinguri, dar am acest produs de la Dr. Jart, îl găsiți în Sephora, se numește Derma Clear Micro Milk Peel. Este un... Da, el arată așa ca un lapte, este în două... Este bifazic, da? O zonă mai apoasă și o zonă mai lăptoasă. Se agită foarte bine. Curăță tenul în profunzime, curăță porii și fac un fel de peeling al tenului. Știți ideea aceea de peeling la dermatolog, dacă ați văzut cu siguranță poze în online cu oamenii aceia super roșii la ten care au îndepărtat stratul superficial de piele și stratul bolnav și așa mai departe? Mie nu mi-a plăcut niciodată ideea aceea de, nu știu, agresarea tenului la modul la care se agresează prin peeling-ul acela și în general astfel de peeling-uri se fac în sezonul rece, tocmai pentru că soarele nu este atât de puternic și aveți nevoie oricum de SPF. Dar cei de la Dr. Jart au scos un peeling un pic mai gentil să zicem, care uh, poate fi utilizat uh, seara, îl lăsați 15 minute pe ten, după care puteți să îl îndepărtați și veniți cu produsele de hidratare în continuare. Vine împreună cu aceste dischete uh, de machiante. Care e treaba cu dischetele astea? Pentru că asta e foarte interesant. Mie îmi și pare rău că o să se termine la un moment dat înainte să se termine soluția asta și nu voi mai avea. Ele au două părți, două porțiuni. Una mai abrazivă și una mai puțin abrazivă. De fapt, una nu este deloc abrazivă. Cea care nu este abrazivă se utilizează de persoanele cu tenul sensibil, tenul uscat, iar cea abrazivă este foarte bună pentru persoanele cu tenul combinat și tenul gras, în special în zona T, unde porii au nevoie de curățare intensă și unde există exces de sebum. Asta face soluția, asta curăță porii intens și totodată îi are ulei de cocos, în lapte de cocos, nu ulei de cocos, lapte de cocos și hidratează în același timp, adică nu agresează tenul într-un mod grozav. Vă spun, este un pas pe care nu e neapărat necesar să îl utilizați. Eu am început să-l utilizez de vreo săptămână jumătate pentru că simt nevoia de o curățare mai intensă și pentru că acum îmi permit că nu este soarele atât de puternic. În orice caz, este bine dacă faceți astfel de peeling-uri sau oricare alt fel de peeling, să utilizați pe timpul zilei cremă cu SPF. Mai apoi, după ce am clătit cu apă acest peel, peeling, micro milk peel, cum se numește, aplic loțiunea tonică sau tonerul sau apa micelară, cum vreți voi să îi spuneți. Ce utilizez? În general, bioderma, dar, în ultima vreme am descoperit în farmacia Tei brandul The Ordinary, care are foarte multe review bune pe YouTube și toată lumea laudă. Sunt niște produse fabricate în Canada care au niște compuși extrem de buni pentru curățare, hidratare și îngrijirea tenului. Ăsta este o soluție tonică cu pH 3,6. L-am folosit de vreo 3 zile și mi se pare că nu este extrem de diferit ca și feeling pe tenul meu de acesta, de apa micelară de la Bioderma, dar compușii din ingredientele din acestea se pare că ar fi extrem de benefice. O să văd în timp despre ce este vorba până acum dă aceleași rezultate ca și uh, apa micelară. Ce face apa micelară de la Bioderma? Ce face în principiu tonerul sau apa micelară? Pregătesc tenul, pregătesc porii pentru următoarele produse pe care urmează să le aplicați, cum ar fi cremele de hidratare sau uleiurile, care intră mult mai adânc și mult mai rapid în ten și uh, își fac efectul mult mai repede dacă utilizați soluție micelară. Și pentru că vorbesc despre produsele uh, din continuare, dacă am probleme, după ce am utilizat această soluție micelară, dacă am probleme cu acnea și am pusturile vizibile de care vreau să scap într-un timp mult mai rapid, folosesc această soluție cu ulei de arbore de ceai de la The Body Shop, se numește Titri Oil, da, ulei de arbore de ceai. Foarte important de precizat, nu o utilizați pe toată fața pentru că are capacitatea de a usca extrem de mult. Utilizați-o zonal, doar pe zonele cu probleme și vă promit că dacă o utilizați pe aceasta dimineața, o să vă treziți cu zona respectivă, nu se retrage umflătura dacă aveți probleme cu pustulele care ies în relief și de asemenea nu mai este la fel de roșie și dacă era purulentă nu mai este la fel de purulentă. Foarte, foarte bună soluția asta. Mie îmi place foarte mult. Chiar mi-a plăcut și eu foarte mult am utilizat-o în ultima vreme Cred că de prin mai am început să o utilizez și îmi place foarte mult că dă rezultate. Acum nu vă gândiți că dă rezultate, nu mai există acnea a doua zi, nu. Dar dacă utilizați 3-4-5 zile la rând, o să vedeți că se, se retrage în mod vizibil și îmi place foarte mult. Dar, pentru că vă spuneam că usucă destul de mult tenul, este important să veniți cu ceva care hidratează. Când utilizez soluția respectivă de la The Body Shop... Utilizez această, acest ulei de la The Ordinary, este un ulei de măceșe, 100% organic, care, odată că este foarte bun și este recomandat pentru persoanele cu acnee, cu probleme cu acne, pentru că vindecă acneea în timp, dar fiind un ulei, hidratează extrem de bine tenul. Și acum, nu vă lăsați induse în eroare de faptul că aveți tenul gras sau combinat. Asta nu înseamnă că nu are nevoie de ulei pe ten. În special tenul gras și tenul combinat, la bază sunt uh, tipuri de ten care sunt uscate. Asta pentru că glanda sebacee, dacă tenul n-ar fi uscat, nu ar avea tendința de a elimina ulei la suprafața tenului. Ceea ce înseamnă că, dacă veniți cu un ulei de hidratare, glanda sebacee nu va mai elimina atât de mult ulei și, practic, veniți cu hidratare din exterior și potoliți un pic glanda sebacee, ca ea să nu mai secrete la fel de mult pentru a hidrata suprafața tenului. Și ăsta este un ulei care la fel are review extrem de bune, îl folosesc de puțin timp, dar mi se pare că hidratează tenul foarte bine și o să vedeți că dacă, ăsta se găsește la fel în farmacia tei, dacă o să vi-l achiziționați și îl utilizați 3-4 zile, o să vedeți diferențe vizibile. Chiar dacă aveți, repet, tenul gras sau combinat, nu evitați uleiurile de hidratare, în special în sezonul rece. Și când nu utilizez soluția aceasta cu arbore de ceai și, bineînțeles, nu aplic uleiul acesta, folosesc creme de hidratare. Iar pe timpul verii am utilizat-o pe aceasta de la Skin Food, se numește Yuya Water Cream. Este o cremă de whitening, dacă vreți. Adică în timp Albește puțin tenul, îl deschide puțin la culoare. Bine, eu oricum sunt deschisă la culoare, deci nu prea uh, am văzut efecte, în schimb am evitat să o folosesc ziua pentru că are extract de lămâie și nu am vrut să am probleme cu petele de la soare, pentru că dacă folosiți o cremă cu extract de lămâie sau cu vitamina C și este destul de puternică și albește neapărat trebuie să utilizați cremă cu protecție solară pentru că altfel veți avea probleme cu soarele. Neapărat, neapărat trebuie să utilizați cremă cu protecție solară, mai ales pe timpul verii. În schimb, acum, pentru că a început să se mai răcurească un pic și am de gând să utilizez intens crema aceasta, este tot de la Skin Food, este din gama Moisturizing Line, se numește Royal Honey Essential Queen's Cream. Este o cremă pe bază de miere de albine, care hidratează extrem de bine, este mult mai grasă ca aceea cu uh, lămâie, și, dar cu toate astea intră destul de bine în ten, la fel o utilizez tot uh, seara, nu o utilizez ziua, am încercat să o utilizez și ziua, dar mi se pare că se îngrașă mai repede tenul, o utilizez ca și cremă de noapte și îmi place că hidratează extrem de bine și intră repede în ten. Ok, astea sunt produsele pe care le utilizez, vă spun, eu le alternez în funcție de situația tenului meu, nu le utilizez pe toată dată, nu are sens să vă luați atât de multe produse, norocul meu este că eu sunt vlogger și testez mai multe produse, am posibilitatea aceasta, dar totodată am posibilitatea să vi le recomand și să vă spun care sunt pe placul meu. Iar dacă aveți chef de relaxare și totodată să faceți și un lucru benefic tenului vostru, vă sfătuiesc să utilizați și măști de hidratare sau de curățare a tenului sau ce vreți voi. Le găsiți pe acestea de la Seventh Heaven, eu le -o utilizez pe acesta cu ulei de uh, argan. Îmi place foarte mult că hidratează și se simte tenul super fin după. Le găsiți în supermarketuri, în DM, magazine de DM. Uh, da, sunt și destul de accesibile ca preț. Aoleu, de ce am luat pe asta? Nu știu de ce am luat -o pe asta, pentru că am cumpărat-o din Ucraina, nici nu se găsește la noi. Da, poate este o cremă cu o mască cu colagen, nu contează brandul, nu-l găsim la noi, dar ca idee mi-e -mi place să utilizez măști cu colagen, acid hialuronic și tot ce înseamnă hidratare. Este un răsfăț pentru mine, mă uit seara la un film sau la un serial și îmi trântesc o mască din asta pe mutră și mă simt super bine uitându-mă la film și totodată hidratându-mi tenul. Iar aici ce mai am? Am o mască de la Dr. Jart, se numește Projecting Solution, este o mască cu um, carbune care um, ajută la um, curățarea intensă a porilor. Da, astea de la Dr. Jart îmi plac extrem de mult. Bine, le găsiți în Sephora, unele să știți că sunt mai accesibile, ca preț le găsiți undeva la 22-28 de lei, dar altele sunt uh, și mai scumpuțe, sunt 45-50 de lei. Uh, depinde acum de ceea ce vă doriți voi, de nevoile pe care le aveți și câți bani vreți să investiți în uh, skincare. E foarte important să curățați tenul, e foarte important în primul rând pentru aspectul vostru și cum vă simțiți cu el, în al doilea rând machiajul nu va arăta bine dacă tenul nu este îngrijit și în al treilea rând vor apărea semnele de îmbătrânire mult mai rapid dacă nu curățați și îngrijiți tenul pe termen lung și bineînțeles dacă nu l curățați în mod corect. Așa că... În funcție de nevoile pe care voi le aveți, țineți cont de ce vă place și ce nu vă place și vă alegeți aria de preț a produsului pe care vă doriți. Sper că a fost de ajutor clipul ăsta. O să vă rog să-mi lăsați în descriere ce produse utilizați și voi și care dau rezultate la voi. Mă refer aici la persoanele cu ten combinat și ten gras, pentru că sunt curioasă să testez și eu alte produse. De asemenea, dacă sunteți curioasă și vreți mai multe detalii despre produsele pe care le-am precizat eu aici și nu am, am, omis să spun ceva, vă rog să -mi mi lăsați în comentarii și o să vă răspund. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și de data aceasta ne vedem în clipul următor. Vă pup! Bye!